O propun pe doamna Aurelia Popescu Preda pentru această campanie, pentru că dumneai nu este doar iubitor de muzică populară, dumneai iubește foarte mult tradițiile populare, cunoaște foarte bine obiceiurile și bineînțeles că ni le-a insuflat și nouă, pentru că altfel nu s-ar fi putut. Poate că dacă n-aș fi cunoscută pe dumneai, niciodată n-aș fi știut să cânt o baladă. Mi se pare imposibil, și am cum să cânt o baladă, dar se pare că sfaturile pe care le-am primit de la doamna Aurelia mi-au fost de folos, pentru că ulterior am reușit să obțin și foarte multe premii. Mergea cu durma la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Aurelia Popescu Preda este interpret de muzică populară, culegător de folclor, dascăl și coordonator de ansamblu, dar în primul rând este iubitor de datini și tradiții populare. Începuturile mele vin de demult, din copilărie. Venind la Liceul Economic de Drept Administrativ, am aflat că în Craiova există și o școală populară de artă. Eu venind de acolo, de la mine, dintre păduri, unde cânta toată lumea de dimineața până seara, îmi doream să mă împlinesc și prin a cânta, nu numai prin cifrele contabilității. Și atunci m-am dus la Școala Populară de Artă, am dat examen, am întâlnit un om deosebit, am intrat la clasa doamnei profesor Paula Dogăroiu și am spus-o și mă repet de fiecare dată că eu sunt produsul dânsei. Am învățat cum se face o fișe folclorică, ce înseamnă concurs, ce înseamnă folclor, că folclorul nu înseamnă numai cântec popular și că tot ce ține de spiritualitatea acestui popor înseamnă folclor de la naștere și până la bocet la mormântare. Încă o dată. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul. Aurelia Popescu Preda a știut să preia modelul oferit de înaintași, de formulă clasică în folclorul românesc, ce și-a lăsat amprenta asupra desăvârșirii sale. A fost dintotdeauna o adeptă a unor norme etice și morale, specifice stratului de înțelepciune țărănească. Atunci a suspinat ușor, blândul păstor, blândul păstor. Mulțumesc lui Dumnezeu și mi-am dorit și mi-a reușit ca tot ce n-am putut eu să fac pentru mine să pun în acești copii. Cum este Mirela Zisu, Maria Rotaru, Livia Celea, Ștefania Strejescu, ansamblul Dor Călător, care și acum pentru mine este familia mea. S-a întâmplat ca, de exemplu, Livia Celea să se mărite cu Marian, cu Mărin, cum îi spun eu, Streață. Ceata lui Streață fiind în ansamblu Dor Călător. Vedeți, se mai întâmplă și minuni dintre acestea. Au copii acum, ei la rândul lor au copii. Mă bucur că din copiii mei și Livia și Maria și Mirela la rândul lor au încercat să nu-i spunem să învețe, este o instruire, să instruiască alți copii în acest domeniu. Pentru Aurelia Popescu Preda, activitatea sa în folcloristică este concepută și resimțită mereu ca o datorie în comunitatea din care face parte.